În orașul Fieni, excelența, performanța în educație și cuplurile de aur au deschis cele două zile de sărbătoare, dedicate aniversării celor 490 de ani de atestare documentară, conform Hristovului Domnesc, datat din 14 iulie 1532. Administrația locală, condusă de primarul Iulian Tătulescu și viceprimarul Gheorghe Secăreanu și Consiliul Local Fieni, au pregătit zilele orașului, sărbătorite pe 23 și 24 iulie. Prima zi de sărbătoare a debutat cu ședința festivă a Consiliului Local Fieni, găzduită de Centrul de Cultură Mihail Lupescu din Fieni. Bine ați venit, vă salut cu drag și vă mulțumesc pentru că ne sunteți astăzi alături la această ședință festivă a Consiliului Local. De fapt, această întâlnire este una cu iz de sărbătoare și nu în ultimul rând cu un suport emoțional deosebit. Anul acesta se împlinesc 490 de ani de atestare documentară a localității noastre, fapt pentru care ne-am gândit să organizăm mai multe activități în cadrul evenimentului, iar una dintre acestea are loc astăzi ca și un gest, ca un semn de prețuire și respect față de cei care au făcut și vor face lucruri frumoase în continuare. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din primărie și în special doamnei secretar pentru organizarea activității de astăzi, iar în ceea ce mă privește, vă asigur, chiar dacă au trecut 6 veri fierbinți de când conduc destinele acestui oraș, că am rămas același om cu ambiții, cu principii și cu obiective bine stabilite. Vă doresc multă sănătate, să vă bucurați de lucrurile frumoase pe care le veți face de acum înainte. La mulți ani, la mulți ani Fieni! Nu au lipsit oaspeții. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița Corneliu Ștefan, secretarul de stat Ionuț Săvoiu, senatorul Titus Corlățan și deputatul Radu Popa, dar și primari din localitățile învecinate. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița Corneliu Ștefan le-a transmis cele mai bune gânduri locuitorilor orașului Fieni. La mulți ani Fieni, la mulți ani tuturor locuitorilor orașului Fieni, este un moment deosebit pentru comunitatea din care faceți parte sau din care facem parte cu toții, pentru că vorbele domnului primar mi-aduc aminte de câteva evenimente importante pentru orașul dumneavoastră de acum 5-6 ani de zile și am spus întotdeauna și pe aceea să-ți ceră și mergând din casă în casă, când vin la Fieni, vin ca acasă. Întotdeauna am simțit că vin acasă la Fieni, niciodată nu am plecat de lângă comunitatea dumneavoastră. Dar ceea ce a spus domnul primar și mulțumirile pe care mi le-a adresat domnul primar, eu vă spun sincer, astăzi la acest aniversar, sunt ale dumneavoastră și vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți în fiecare zi pentru comunitatea din care faceți parte și, domnule primar, vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți zilnic pentru a dezvolta comunitatea locală. Mă uit în sală și văd foarte mulți prieteni care de diferite vârste. Și văd oameni care au pus bazele acestui oraș. Văd oameni care și-au pus amprenta asupra proiectelor și, în ultimul rând, asupra industriei în acest oraș. Văd în sală copii, ceea ce pe mine, vă spun sincer că nu am venit cu un discurs de acasă, dar pe mine mă încurajează pentru că văd un liant între oamenii care și-au pus amprenta asupra acestui oraș și viitorul acestui oraș. Și sunt sigur că viitorul acestui oraș este pe mâini sigure și este datoria noastră astăzi, în aceste zile, să le oferim tot ceea ce putem noi, indiferent unde ne aflăm. Dumnezeu să ne dea gândul cel bun, multă sănătate și la mulți ani! Ca de fiecare dată, administrația locală condusă de primarul Iulian Tătulescu a pregătit momente speciale. Au fost sărbătoriți mirii anului. Muzica.
nu știu este că se vor căsători acum, aici, în direct. Domnule Bănulescu Mihail, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe domnișoara Părvulescu Luisa Georgiana? Ați auzit, da? Mai tare. Domnișoară Părvulescu Luisa Georgiana, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe domnul Bănulescu Mihail? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei. Au fost aniversate familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, nunta de aur. Ne face o deosebită plăcere să-i sărbătorim astăzi la cea de-a 50-a aniversare a căsătoriei. Le dorim să aibă cât mai mulți ani sănătoși, frumoși împreună și invităm alături de noi familia Dogaru, Valeriu și Fiori. Familia Dumitru Constantin și Valeria. Familia Iancu, Iancu și Elena. Familia Lizescu, Gheorghe și Vasilica. Familia Marinescu, Ion și Iulia. Familia Moțo, Constantin și Elena. Familia Pleșa, Ion și Maria. Familia Radu, Vasile și Elena. Familia Radu, Roman, Zenovie și Argentina. Familia Subitu, Constantin și Maria. Familia Boba, Constantin și Gheorghita. De asemenea, au fost premiați elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare. Concursul Național Sanitar Pricepuți, locul întâi, faza județeană și calificarea la faza națională. Vlad, Elena, Alicia, Petrescu, Luca, Rosu, Silvia, Marinescu, Clara, Popa, Ștefania, Nabu, Anca. S-a acordat titlul de cetățean de onoare unor personalități locale. Acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Fieni, preotului paroh, Rogojină Ion. Îl invităm alături de noi. Nu în ultimul rând, au fost oferite diplome, distincții și plachete celor care au contribuit la promovarea culturii locale și naționale. În parcul central al orașului Fieni sunt multe surprize și bună dispoziție pentru toate vârstele. Administrația locală de la Fieni nu i-a uitat pe cei mici. De asemenea, orașul Fieni este o urbe cu tradiție în ceea ce privește sportul rege fotbal. Așa că administrația a pregătit și momente dedicate mișcării și sportului. La ceas de seară, sâmbătă, va fi un spectacol de muzică populară, etno, dance și muzică de petrecere. Duminică, 24 iulie, vor avea loc activități la Biserica Sfântul Nicolae din Fieni. De asemenea, seara se va încheia cu un spectacol de excepție oferit de artiști români consacrați. Locația este Parcul Central. Nu va lipsi tradiționalul foc de artificii.